Bucurie duhovnicească pentru credincioșii români de pe coasta de vest a Norvegiei. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, a săvârșit ieri, în ziua praznicului 50.000, Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Românești din orașul Bergen. Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit ieri Sfânta Liturghie și vecernia plecării genunchilor în Biserica Românească din orașul norvegian Bergen. Ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură în care a arătat semnificația ramurilor vers care au fost binecuvântate cu agiasma. Ne-am întors dintr-un pelerinaj din îndepărtatele ținuturi arctice, unde i-am căutat pe cei patru frați românii care locuiesc vremelnic în arhipelagul norvegian Svalbard. La 600 km distanță de țărmul continentului. Am săvârșit acolo pentru prima oară Sfânta Liturghie în limba română, la cel mai îndepărtat altar eucharistic din lume. Acolo, în Ținuturile Îndepărtate Arctice, unde am slujit, este zăpadă, nu este nici măcar o urmă de verdeață acolo. Însă ne-am luminat și ne-am sufletește, așteptând să se pogoare Duhul cel Preasfânt peste noi și peste întreaga lume. Ramurile verzi pe care le-am adus la biserica astăzi simbolizează, pe de o parte, sub chipul frunzelor, limbile de foc ale Preasfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli la Rusalii, iar pe de alta, prin verdele acesta foarte puternic, se arată lucrarea Duhului Sfânt în lume, puterea înnoitoare, regeneratoare, dădătoare de viață și de rod a Duhului Sfânt în toate câte sunt. La final, ierarhul le-a oferit daruri copiilor prezenți la slujbă. Astăzi, preasfințitul părinte episcop Macari a vizitat mai multe familii de români din Norvegia și a săvârșit sfânta liturghie în Biserica Românească din fiordul Haugesund.